Explozie de infectări cu noul coronavirus la două zile de la începerea școlii și după vacanță mare cu festivaluri ca înainte de pandemie și o mare de turiști pe plaje. Sunt deja peste 4.000 de cazuri în 24 de ore, așa cum era abia la începutul lunii octombrie anul trecut. Acum sunt de aproape 4 ori mai multe infectări decât exact acum un an. Atunci erau sub 500 de bolnavi în stare gravă. Acum sunt aproape 700, marea majoritate nevaccinați, iar paturile ATI se ocupă rapid. Numărul infectărilor cu varianta Delta crește accelerat în toată țara. Va dura 10 zile să ajungem de la 4.000 de cazuri pe zi la 8.000 de cazuri pe zi. Deci este absolut inevitabil un vârf la 15.000 de cazuri la începutul lunii octombrie ar fi devastator pentru spitale. Vaccinarea este o soluție incomparabil mai bună. Opțiunea ta de a nu te vaccina este automat o opțiune să te infectezi în valul Delta. Îmi pare rău că ești mințit de negaționiști. Te vei infecta. Acolo unde există aglomerări de persoane, unde există interacțiune crescută și expunere frecventă la multe persoane, aproape nicio persoană care nu are niciun fel de imunitate nu va scăpa fără infecție. Dreptul celui care nu vrea să se vaccineze încetează acolo unde începe dreptul meu, că nu vine să-mi pună mie în pericol viața prin refuzul lui de a se vaccina. La deschiderea școlilor, mai puțin de 30% din populația rezidentă este vaccinată, foarte departe de ținta de 10 milioane pe care și-au propus-o autoritățile și care ar fi ferit spitalele de o avalanșă de cazuri grave și de decese. La guvern se discută de obligativitatea vaccinării sau atestării săptămânale, contra cost, pentru personalul din sectoare esențiale, sănătate, educație, polițiști, pompieri sau jandarmi. Propunerea a venit de la fostul ministru Nelu Tătaru, acum consilier al premierului. În două zile am avut o dublare a numărului de cazuri, a numărului de decese. Și din 155 de copii, 10 sunt la terapie intensivă. Cred că este datoria noastră de a asuma și a face ceva ca să terminăm această pandemie. Cred că este o așteptare legitimă a societății, a pacientului, să aibă o anumită siguranță legată de faptul că cel care îl tratează ori este vaccinat, ori este testat periodic. Testare pe banii lor? În acest moment aceasta este varianta. Statul oferă gratuit vaccinarea. Este gratuită în România și nu este obligatorie. Nu sunt de acord cu plata testării de către angajat. Infirmier, îngrijitoare, brancadier, o să-și dea demisia unul câte unul. Înainte de o decizie, Ministerul Sănătății va face o analiză privind numărul de angajați vaccinați sau trecuți prin boală. În jur de 70% dintre cadrele medicale sunt deja vaccinate. Proporția este mult mai mică la personalul auxiliar. Guvernul a discutat în primă lectură și un proiect de ordonanță de urgență care introduce testarea contra cost a personalului din centrele rezidențiale. Potrivit documentului, angajații care nu prezintă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală și nu au o adeverință medicală care să ateste că le este contraindicată vaccinarea, trebuie să prezinte săptămânal rezultatul negativ al unui test PCR sau al unui test rapid, pe care trebuie să și-l achite. Altfel, nu vor mai avea voie să intre în centre și să se îngrijească de beneficiari. Săptămâna aceasta, oficialii guvernului vor discuta cu experții de la INSP pentru a decide ce alte măsuri vor fi luate după ce va fi depășit pragul de 3 infectări la 1.000 de locuitori.